Primăria municipiului Timișoara continuă să amenajeze noi locuri de parcare pentru cetățeni. În prezent, două noi parcări sunt aproape de finalizare. În zona Girocului, pe strada Martir Ioan Stanciu, locuitorii vor avea 90 de locuri de parcare, iar noul spațiu din zona Lipovei, pe strada Silistra, destinat autoturismelor, este aproape finalizat. În 5 cartiere, pe locul foselor garaj, amenajăm parcări după demolarea acestora. În spatele meu, suntem în Lipovei, vedeți o zonă unde garajul a fost demolat și locurile de parcare sunt amenajate. Încă nu este în întregime finalizată, dar următoarele săptămâni această parcare și altele din cartierul Lipovei vor fi amenajate și vor putea, în loc de garaj în care stau murături, avem locuri de parcare în care vor sta mașini. Viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău, anunță că alte zeci de locuri de parcare sunt în amenajare pe locul garajelor vechi.